Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că în coaliție se discută despre adoptarea anumitor măsuri fiscale, care ar urma să fie anunțate până la 1 iunie și care presupun modificarea codului fiscal, renunțarea la cota unică și introducerea impozitării progresive alături de unele deduceri fiscale ar putea fi una din propunerile PSD. Marcel Ciolacu spune că a avut o discuție telefonică destul de prelungită cu premierul Nicolae Ciucă despre întreaga situație. În momentul în care ai introdus impozitul progresiv, vă dau exemplu numai în zona de sănătate. Asigurarea de sănătate, asigurările pe viață să fie deductibile astfel încât să nu fie impozitat acel venit. Ori intrăm într-o logică cum este toată lumea și toate țările dezvoltate, ori încercăm să ne mințim în continuare cu această cotă unică, care nu mai este unică de fapt. Președintele Senatului, Florin Câțu, spune că în PNL nu s-a discutat despre introducerea impozitului progresiv. Măsura nu este liberală, așa că el se va opune. Noi nu susținem. După ce am scos taxe, ar fi culmea. Ar fi culmea acum să venim să introducem taxe, pentru că asta ar însemna mai puțin bani la buget. Dar, bineînțeles, conducerea Partidului Național Liberal, dacă se va ajunge acolo, va veni în DEX și va supune la vot o astfel de soluție. Din opoziție, USR solicită o dezbatere mai amplă privind schimbarea sistemului de impozitare. Din timp în timp, PSD-ul vine cu această discuție în spațiu public. Investitorii și antreprenorii au nevoie, în primul rând, de predictibilitate. Nu trebuie dat fix în cel care trage mai tare, nu trebuie pusă o povară suplimentară pe cei care fac performanță. Din 2005, în România, a fost introdusă cota unică de impozitare a veniturilor de 16%. Dacă se ajunge la un consens politic, impozitarea progresivă ar urma să intre în vigoare cel mai devreme, la 1 ianuarie 2023.